Salut tuturor și bine ați venit la un nou clip la mine pe canal. Astăzi facem un draft interesant, draftul UEFA Champions League, mai ales că astăzi încep sferturile de finală. O să alegem jucătorii doar de la echipele rămase în aceste sferturi. Avem Atalanta, Paris Saint-Germain, Manchester City, Lyon, Leipzig, Atletico Madrid, Bayern și Barcelona. Deci o să fie un amalgam, chemistry zero, așa că o să fie tare. Înainte să începem, lăsați un like la acest clip, pentru că UEFA Champions League ne ajută pe noi să creăm drafturi minunate. Abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o deja, prindeți-vă și clopoțelul și urmăriți-mă și pe Instagram. Hai să luăm conșii. Așa, hai să vedem ce formații primim în primul rând. Hmm. 4-2-2-2 ăsta o să-l iau. Și avem așa, David Silva sau Koke? David Silva, 88, mai bun un pic. Hai să vedem ce atacant primim. Mbappé, Paris Saint-Germain. Realul nu mai e, Napoli nu mai e. Mbappé, perfect. Aguero, yes! Îți? Bun. Uite, îl avem pe Roman, care a jucat la Barcelona. Bun. Hoban, mă, trebuie să le iau pe Hoban. Hai să vedem CDM-ul. Fernandinho, Petit sau Gattuso? Fernandinho, bun, bun. Facem draftul Manchester City. Cancelo, perfect. Stânga. Jordi Alba, Barcelona. Bun. Aici nimic. Aici. Uf. Rio, care a jucat la Manchester, care Manchester nu e, dar e legendă. Mai avem pe un TT. Bă, legendele sunt legendă. Acum putem să le iau și pe Hero. N-am văzut, sorry, chiar mi-am dat seama. Bayern, avem Manu Neuer. Perfect. Nu stăm rău până acum. Nu stăm rău deloc. Walker sau Bernardo Silva? Aici avem noi, aici ar trebui un Walker. Am adunat și de la alte echipe. Matuidi, Petit. Cu 100 chemistry, which is good. Ocampos, Rodriguez, Lallana, Andre Almeida. Nimic. Sterling. Champions League. Tapa Costa, nimic. Următorul. Messi. Bun. Bun, perfect. Kingsley Coman, Griezmann, Dembele. Kingsley Coman, cine ar trebui nou aici? Ar trebui ceva de viteză, dar și Dembele ăsta îmi place. Mai bun un pic Dembele. Am luat pe Dembele. La mijloc. Gabriel Jesus. Bun. Mamă, cât avem de la City. Goretzka. Umtiti. Ok. În vedere că n-avem portar. Avem și Jimenez. Ia, Jimenez cred că s-a legat mult mai bine. Oh, perfect Jimenez. Chiar că, na. Caute. Bun. Joacă în 7, dar e. Ne dă acum pe Oblak. Aic, Steș, Kante, Kante, Danci, Danci, Dabo, Max. Portarul, dăm-le Oblak pentru a fi tank. Hai cu Oblak. A fost să fie. O să luăm pe Everton, Monaco, Chelsea, Fabianski, Lecomte. Bun, avem mulți jucători. În special de la City, văd eu, mamă, cu jucători de la City. Avem 1, 2... 3 plus 4, 5, 6, 7. Oi. Barcelona, Atletico. Nimic de la Leipzig în schimb. Paris Saint-Germain un jucător. Petit ăsta unde a jucat ea? Uite, ăsta a jucat la Barcelona, deci e bine. În afară de Rio, care e un mic intrus, dar Așa, Sterling afară. Băgăm pe Tej. Nu prea avem rezerve.
Sunt și antrenorul. Dă-ne un antrenor din Champions League. Nu ne-ai dat. Dar nu-i nimic. Consola de mic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu, no, nu, no, nu ne-am născut în locul potrivit. De nimic. Anul 190 în draftul Champions League, ok. Îmi place. Hai să facem și tacticile. Trebuie să câștigăm acest draft. Nu ne batem joc de Champions League. Player in box mai lejer. Așa, așa. Instrucțiuni, get behind, stay forward. Get behind, stay forward. Get in the box. Get in the box. Astea fiind zise, o să iasă David Silva și cred că Roman. Va intra Messi și cred că Dembele. Ce-o putem da cu ei? Lejer, lejer, lejer. Hai să ne pregătim de primul meci. Ia să vedem. First opponent, draftul UEFA Champions League. 4-3-2-1. Decent. Decent players all over the pitch. Se poate, se poate. Mbappé, bine. Pas, pas. Frumos. Aguero! Yes! Woohoo! Da, mă, nice. 1-0. Ceea ce arată că UEFA Champions League e o competiție puternică. Mă bucur asta. Noin. Ghinion, dar frumos aici a făcut acel drebec. Nu. Nandinho. Aquero. Usman. Ma. Aguero. Aguero. Dembi. O, gol, gol, gol. Nu cre... Ai, mă. Ai, mă. Ei. Aguero. N-avem pe unde. Dembele. Usman Dembele. Fa. Plec. Hai, Leu. Du-te, Leuțu. Centru. Cancelu. Centru. Cancelu. Cancelu. Mă, cum recuperează, mă, Neymar, mă? Bravo, Petit. Dembele. Mbappé, scuze. Mbappé din nou. Pentru Dembele. Dembele! Usman, în sfârșit, 2-1. Ne-am chinuit ceva până să dăm gol. Dar e ok, e ok. Mulțumim, mulțumim, Usman. Mersi mult, mersi frat, mersi mult. Mersi bro, thank you so much. 2-1, come on guys. Leo, Messi, regele Leo. Nu stă la discuție, dar a văzut că Dembele nu poate. Și a zis, bă, el capitano. Trebuie să facă, să demonstreze. Bravo, Mesică. Bravo, tată. 3-1. Când dacă dă reșcuit. Da, mă, a dat reșcuit. Ceea ce pe mine mă bucură, pentru că mergem în etapa următoare. Acest draft. Voi face Champions League. Draft european, cum s-ar spune. Hai să vedem următorul adversar. Să vedem numărul 2, Petricou. Lozio Monza. Oh. Un pic bună echipa, un pic bună. Foarte, foarte interesant, să fie un meci greu. 100%, să ne concentrăm. Băieții All Stars sunt pregătiți să facă o mare victorie. Leo Messi. Ai. Nandinho. Nandinho. Nu-i offside. Dembele.
Usman. Usman Dembele. Ma. Hai, Usman! Bravo, Usman, în sfârșit! În sfârșit, merci mon frère, merci, merci beaucoup, Usman Dembélé. Merci, merci, merci. 1-0, merci, merci, merci. Usman? Hai, treci de Overmars. Bine, pas, pas. Încă una. Kylian Mbappé, gol! S-a și accentat. S-a accentat chilică. 2-0, ceea ce mă bucură foarte mult. Bine, băieți! Aguero! Yes! 3-0 și... Leo Messi! Messi, Messi, te-ai dus? Uiu! Mulțumim frumos! Champions League draft, go to semi-final! Messi, Messi! Hai! Ia să vedem adversarul. AC Corni. Ronaldo, Nazario, moment, 97. În rest, nimic spectaculos, poate un pic Zizou, dar în rest, Socratis Papastatopoulos. Hai, băiți. Kylian! Bară! Aguero! Ai, bă, lasă-mă, du-te, bă, de aici. Lasă-mă, te rog eu. Hai, na, nu se poate. Aguero! Yeah! Altceva, altceva. Șut na praznic. Sergio El Kun Aguero. Avem 1-0, fază minunată. Un șut bun. Șut bun, 1-0. Bravo, Sergio. Sergio. Messi! 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 Easy for us. Noroc aici, Leo! Messi! 3-0. Și e cam gata. Sincer să fiu. E cam gata. Pleca Leo. Mamă, pasă bună lui Aguero. Messi. Ui. Messi. Golazo de Leo Messi. Întorci. Pas. Bine, bine. Ague. Nu se oprește, mă, Aguero. Aguero nu se oprește. Taca, 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 taca. Cred că e la revedere. Ciorni. Nu? Da, mă, da, la revedere. 3 din 3. 3 din 3, ceea ce arată că Champions League e cea mai bună competiție din Europa, cea mai forță. Era logic, nu știu ce am zis asta. Și mergem în marea finală. Hai să vedem ce balauri ne dă. Să vedem marea finală. FC Bayern Mion. Gullit, Kaka, Gattuso, Süle, Van Dijk, Cancelo, unul de la Hamburg, Orsic, Saka, ăla de atacantul de la Hertha, nu-l știu, și Lehmann în port. Am făcut o super descriere a echipei adversarului, pe care o să o învingem, da? Da?
Și Bayern München. Messi aici. Bară! I can't believe this, man. Hai că l-am prins aici. Hai Dembi. Hai Dembi. Pasă bună. Kylian Mbappé. Gol! Dă-mă, dă! Dă-mă, dă, Mbappé. Este! Bravo! Super fază făcută de Dembele. Cu diferența, viteza. Și suntem în avantaj. 1-0. Mbappé, nu ratează, Mbappé, da. Perfect, și aproape să câștigăm acest meci și acest draft. Aguero! Închis partida, 3-0, oricum era închisă. Poate avem și rage quit. Messi. Regele, hai mă, ce faci, mă, nu ieși, mă, că... Termină meciul, se termină draftul, câștigăm. Ceea ce mă bucură, în schimb, este că nu am primit goluri. Ne-am apărat foarte, foarte bine. De fapt, am primit, cred, un singur gol. Și e bine, draftul Champions League, unul câștigător. Hai să vedem și ce pachete primim. Nu mai vreau să-mi fac iluzii, ca să nu am deziluzii. Ei, am luat un singur gol. Rar players pack și gol pack. Ce îmi place. Avem un gol pack aici. Nimic. Quick sell, mulțumim. Și avem și un rar players pack. Ia să vedem ce e cu rar players pack-ul. Walkout? Suarez. Godin. Walkout, în sfârșit ceva interesant. Bine, mă bucură acest walkout. Bun, ăsta mergem frumos. Așa, list. De acu cât vor băieții. Îl aștept, le dăm quick sell. Și noi o să ne pregătim să închidem acest clip. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați de like. Haideți să facem poate 1300-1400 de like-uri în primele 24 de ore la acest clip minunat. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vizionare plăcută în meciurile de la Champions League. O să fie show. Până data viitoare, vă salut cu deosebit respect.